Și Scărlătescu e un nebun, în primul rând că s-a legat la cap cu echipa asta de nebuni. E simpatic, mă, șef Scărlătescu, ne-a simțit, avem șef aceeași energie. Șef Scărlătescu este super simpatic, el ne-a luat după energie, după vibe, după ce clar, a propus lui la Asia Express. În bucătărie. Bine, el a câștigat multe finale, deci da. Nu prea a câștigat multe finale. A câștigat una singură, una singură, cred că a câștigat. Eu știu că mă uit la emisiune. Bă, nu mai spuneți că nu mă uit, că mă uit la emisiune. Nu, dar ne uităm împreună, nu. Bă, nu mai țipa la mine, nebună, gata. În finală. Până în finală cu șef Scărlătescu, mama. Uite ce mă la mama în brațe. Îi simpatizez pe toți trei, îmi place de toți. Dar pe Cernătescu îl iubesc mai mult. Mamaia e burlac, dacă vrei poți să le... Dar ce are mamaia, mamă? E copilul meu. Ceva s-a întâmplat între Ardeiu Cop sau Ardeiu Capia și Rubi. Ardeiu Capia, no like Rubi. A sărit pe... Hai, mă! S-a speriat. Hai, întoarce-i pe toți. Pac! Hai, Rubi, astăzi! N-are nimic, pune-ți o cârpă deasupra, hai! Medic! Ardeea, Capia mi-au prăjit degetele. Cât mai mare dar posibil. Dar m-am murit rogule. Am o dată viitoare dar doar până altă, când fie peste, nu? Peste ăștia. Peste ăștia, așa, da. Așa, hai și scoate-i pe alții. Nu, mă, trebuie să lași hârtie și sub ei, mă. Dar ce are? Îi ziceam să... Bă, la final tragem de hârtie, rămân toți bine, acolo și... Hai, pune pasta aici. Pasta? Hai, șef, că e taman bine, uite. Este, da. E perfect. Și Rubi, până la urmă, și ea s-a descurcat destul de bine, a prăjit cartofi. Un cartof, șef? Doi. Tu știi să prăjești cartofi? Mamaie! Hai, mamaie! Hai cu mine! Pa, mamaie! Fii cu minte! Du-te cu șef! Că nu ne mai lasă să facem de mâncare. Hai, mamaie, hai! Am luat 1000 de chestii. Am luat tot, pește, am luat pe lângă pește, dragon, pui, orice. Porc. Ce animal e ăsta? Cred că e porc. Nu, ce? Hai, piți, ia carnea asta, că e bună. Dar și hai să facem ceva și gata. Zim. Morcov, cartof și pierd numărătoarea la ouă aici. Mamă, boss, nu e în stare să-și numere ouăle, frate. Ouăle. Nu știu, iubitule, cât am pus. Am și uitat că trebuie să fac ceva cu perele. Ce fac cu perele? Cum, mă, ce faci cu perele, mă? Nu știm, să facem para la cuptor, să o aruncăm direct în pan dișpan. Deci, ce ați ales să faceți? Nu știm. Nu știm, Gina, nu știm. Păi vedeți că aveți 4 oale pe foc. Am zis că facem salată de bœuf, dar eu n-am încredere în ea că facem maioneză. Acum o fac, că prea mă enervez. Păi, ai, pune ăla la cuptor și fă maioneza, da? Păi și de ce faci? Cu ce fac cartoful ăla? În caz că nu este maioneza, pune niște cartofi la cuptor. Voi nu știți ce vreți. A, nu știți ce vrem? Da. Nu știm cât de bine ești. Maioneza este prima dată când punem mâna să facem așa ceva. Miroase a maioneză. Are și un gust interesant de casă. Am gustat-o, da, un pic și... Băi, maioneză. Dar că am pus cam mult în salată, nu-s mulțumită. Biță-l scot, că n-am ce să fac, da? Biță-l scot. Scoate. Mie, pan și pan, îmi iese acasă criminal. Crește așa mare și frumos. L-am dat pe la mai mititel. Dar eu aș fi vrut să-l dau pe la mare. E tare să fie micuț așa, nu trebuie să fie atâta felia. Ce știi tu? Mie mi s-a părut super bun. Tu te lauzi cu o zeamă de pere. Bă, am făcut o zeamă de pere foarte șmecheră. Să când faci pan și pan să mă anunț. Foarte șmecheră. O să fac și pan și pan. Aștept. Ia para și pune feliuță peste feliuțele alea. De ce ai pus în alea portocalii, mă, iubitule, mă? Singurele pe care le-am prost, găsit. Uite, albe! Am găsit doar două. Nu aveam uite timp. Uite alea de sus, uite, bă, acolo, frate, ne-am prost focalar. Bă, gustul e important, mă. Yes! Eu sunt foarte fericită că am luat parte la toată nebunia. Sunt foarte fericită, în primul rând, pentru că i-am cunoscut pe șef și cu toate da, că n-am avut tare. Timp să învăț câte ceva de la fiecare, așa, energia lor și vibe-ul lor ne-a bine dispus și ne-a făcut să ne simțim parte din familia șef la cuțite. Sunt foarte fericită pentru că am venit aici alături de mamaia și pentru ea fericirea e și mai mare, pentru că ea se uită la șefii la televizor și iubește și așa și i-a mărțit și a tot timpul și a fost rău. Sunt fericită!